Bine v-am găsit la Improve Football. Suntem aici alături de Alin la clinica lui ProKinetic. Am mai fost, am revenit și acum o să facem o evaluare. O să vă spună Alin în ce costă evaluarea aceasta. Ok, salutare tuturor. Numele meu este Alin Burileanu, sunt fizioterapeut. Pentru că sunt unul din fizioterapeuții echipei naționale de fotbal a României, bineînțeles, sunt într-o zonă a fotbalului, sunt într-o zonă a sportului de performanță și ceea ce îmi place cel mai mult să fac în viața sportivilor cu care eu mă întâlnesc, pe lângă tratamentul, bineînțeles, al leziunilor pe care le au, pentru că ăsta este primul, ca să zic așa, contact al nostru cu sportivii, okay. Mult mai important de atât este prevenția acestor leziuni. În sportul de performanță, mai ales în fotbalul de performanță, nu trebuie să uitați că fotbalul este un sport de contact și de contrast. Fiecare fizioterapeut care face parte dintr-o echipă de fotbal știe și vede că fotbalul nu este un sport în care toată lumea aleargă după minge, așa cum îl văd foarte mulți. Da. Este un sport în care, bineînțeles, sunt foarte multe ruperi de ritm, sunt foarte multe sprinturi, sunt foarte multe frânări și implicit sunt foarte multe torsiuni. Toate aceste lucruri, categoric, vor duce la, ca să zic așa, tonifieri musculare destul de inegale între anumite grupe musculare. În viața unui sportiv de performanță, ca și fotbalul, tot timpul scurtările vor fi pe partea anterioară, respectiv pe mușchii cu care șutează, respectiv mușchii anterior profunzi ai abdomenului, mușchii anteriori ai coapsei cu care el va șuta și cu care va sta în extensie maximă atunci când va șuta, okay. Și implicit de aici vor apărea și problemele care pot fi la nivelul corpului. Okay. Nu trebuie să uitați că în fotbal 50% din leziunile care apar sunt fără accidentare. Asta înseamnă că foarte mulți dintre voi care aveți dureri, aveți dureri fără să aveți un contact direct cu un adversar. Aveți dureri doar pentru că practicați acest sport. Okay. Practicarea lui într-o manieră cât mai corectă și prevenția acestor probleme ar duce practic la creșterea unei generații de copii, mai ales din fotbal, care să nu mai aibă accidentări și care să nu se oprească undeva la 20 și ceva de ani din fotbal pentru că nu mai pot practica. Și asta ar trebui să o faceți și voi de la o vârstă mult mai fragedă, pentru că asta, după cum vă spune și Alin, o să vă ajute să preveniți accidentările viitoare peste 50%. 50%, da. Nu? Cam ăsta e procent. 50% din accidentările voastre, fiind fără contact, sunt în proporție de 30% leziunile musculare. Rupturile musculare în partea posterioară a piciorului, respectiv a mușchilor coapsei și a mușchilor gambei, okay. Rupturile musculare anterioare, care sunt și mult mai grave, okay? După care tendinopatiile sau patologiile tendonului, adică a inserțiilor musculare pe os, okay. Cea mai auzită tendinopatie, dar nu foarte multă, într-un procent de 8% este pubalgia. Okay, sau tendinopatia inserțională la nivelul pubelui, care arată un dezechilibru de forțe între două mari grupe musculare, respectiv aductorii și mușchii abdominali, care imaginați-vă în timpul șutului, atunci când, de exemplu, piciorul stă într-o poziție ca asta, în extensie maximă șoldul și în flexie destul de mare genunchiul. Din această poziție, practic, toată musculatura anterioară este trasă, da. Iar în opoziție va fi musculatura profundă abdominală. Da. Și bineînțeles că pot apărea probleme la nivelul pubelui. Okay? Toate acestea le putem preveni din nou cu exerciții de stretching în locul acesta, cu exerciții de tonifiere musculară selectivă profundă pe abdomen, cu exerciții de propriocepție, adică pe suprafețe din astea dezechilibrante, cu exerciții cu benzi elastice, care le putem face încă din mica copilărie. O altă patologie destul de des întâlnită este patologia genunchiului sau durerea anterioară la nivelul genunchiului. Din nou, aia este o patologie pe care o putem preveni. Ok. Și evaluarea asta ne va ajuta să ne dăm seama practic unde avem problemele respective pentru a le trata. Evaluarea pe care o să o facem chiar pe tine, ca și fost sportiv de performanță, ca și fost fotbalist de performanță, o să le deschidă la foarte mulți ochii în ceea ce înseamnă evoluția lor ca și sportivi. Okay. Pentru că ceea ce trebuie să înțeleagă dintr-un clip ca acesta este că pot face exerciții pe care noi le-am făcut în alte clipuri în anul trecut, da. Și care sunt la tine pe canal, tocmai pentru a preveni ceea ce o să vadă în evaluarea pe corpul tău. Ok, perfect. Acum o să vă arătăm cum o să puteți dumneavoastră să vă evaluați copilul acasă prin evaluarea lui Alin. Bun, deci evaluarea categoric nu exclude consultul medical sau consultul fizioterapeutic. Adică, dacă copilul dumneavoastră are o problemă, e bine ca, bineînțeles,
prima vizită să fie la medicul de familie sau medicul sportiv care îl are la echipă, după care, bineînțeles, la un fizioterapeut. Absolut. Dat fiind faptul că suntem pe un canal de YouTube în care suntem foarte urmăriți de copiii care practică fotbal și viitorii fotbaliști de performanță ai României, putem să facem o evaluare foarte simplă, o evaluare în 6 puncte, okay. O evaluare în care o să aveți nevoie de o foaie de hârtie, eu știu, poate de un centimetru sau de o riglă și, okay, bineînțeles, de un ochi de care o să vă ajut și eu să beneficiați acum, ca să știți la ce să vă uitați la corpul copiilor dumneavoastră. Ok, perfect. Ciprian, o să te rog să dai tricoul jos. Sigur. Centimetrul pe care l-am eu este un centimetru medical, cu care o să măsor practic niște distanțe între degete și sol, dar ca și idee generală, atunci când privind copilul, mai ales după ce i-am făcut de foarte multe ori după ce iese de la baie sau atunci sunt momentele în care putem să vedem deficiențele cu care el se confruntă, deficiențe care pot fi date, cum sunt deficiențele date de atitudine sau deficiențele posturale care de foarte multe ori sunt patologice, în care este prezentă practic rotația vertebrelor sau... Deci nu înseamnă că dacă un număr este mai sus, poate neapărat să aibă o scolioză. Okay. Diagnosticul clar de scolioză se pune odată că e umărul mai sus, dar doi, se pune dacă există sau nu o rotație la nivelul vertebrelor sau a coastelor. Prin urmare, ceea ce o să-ți faceți acum este practic o chestie obiectivă pe care o puteți semnala antrenorilor sau o puteți semnala medicului, uh-huh, și cumva să vă regăsiți în durerile în care se află copilul dumneavoastră. Okay. Prin urmare, dacă m-aș uita acum la Ciprian, primul lucru la care mă uit este linia care unește umerii. Odată, raportul dintre umeri și urechi în cazul lui este mai ridicat. Asta înseamnă că este deja o ridicare destul de mare și o retracție destul de mare la nivelul mușchilor superiori, adică ai mușchilor trapez. Dacă vă gândiți la sportivul de performanță, mai ales fotbalul, în momentul în care aleargă și are umerii sus, deja este o scurtare la nivelul lanțului muscular superior și implicit, dacă această scurtare sau dacă această poziție de alergare nu se corectează, va rămâne cu o scurtare sau cu dureri care pot fi de foarte multe ori în zona cervicală. Uitându-mă din profil, este momentul în care puteți să vedeți poziția corpului ca urmare a scurtărilor voastre musculare. Asta înseamnă că tot timpul o să desenați o parte anterioară și o parte posterioară. Și deja aici vă puteți uita la poziția capului, la poziția spatelui, la poziția zonei lombare, de ce nu la poziția zonei bazinului, la poziția genunchilor și, bineînțeles, la poziția piciorului. Dacă stau să mă gândesc la poziția capului, imaginați-vă că dacă ar fi o tangentă care să fie în maniera aceasta, poziția capului în cazul lui Ciprian este anterioară. Asta înseamnă că este o scurtare destul de mare în zona aceasta. Pe lângă asta, și asta pot să o notez în zona aceasta, dom'le, am capul în poziție anterioară. Dacă mă uit din poziția din spate, este din start o poziție în care umerii sunt duși în sus, implicit zona destul de proiectată și zona care este mai sus este umărul stâng și asta poate să-mi arate o problemă în zona aceasta, pentru că mușchii din zona aceasta pot trage umărul către ureche. După care, la nivelul poziției coloanei vertebrale, să zicem că este o coloană cât de cât normală, poate cu o ușoară exacerbare a curburii toracale și implicit cu o rectitudine destul de mare la nivel lombar, adică dacă ar fi să ne gândim puțin la coloana vertebrală, imaginați-vă că din profil coloana vertebrală ar trebui să fie așa, cu o cifoză normală, o lordoză normală. În cazul lui Ciprian, de exemplu, lordoza este puțin ștearsă și este în rectitudine. Asta înseamnă că zona asta posterioară este destul de trasă și implicit îi trage și de coloană către posterior. Iar de aici, bineînțeles că pot să încep testele ușor funcționale în care să ne întorci cu fața încoace, în care să încep să văd reacția mușchilor la pozițiile în care sunt întinși. Primul lucru pe care îl fac este să lipesc cât de cât călcâiele și să las vârfurile picioarelor ușor depărtate. De aici putem să ne dăm seama dacă genunchii sunt într-o poziție de genul varum, adică în ușoară paranteză, sau genul valgum în ușor X. De exemplu, diferența dintre Ciprian și mine este că el, făcând sport de performanță fotbal, are o direcție a genunchilor către exterior, respectiv un genul varum, pentru că are o retracție destul de mare posterioară în această zonă. Eu, de exemplu, care n-am făcut fotbal de performanță, am genul valg, adică am genunchi în X.
Ok? Asta e diferența între genunchi. Bineînțeles că nici ai mei nu sunt normali, nici ai lui nu sunt normali. Dar în fotbalul de performanță e greu să ai genunchi în X pentru că nu ai cum să alergi. De asta fotbalul este unul din sporturile în care genul varum, adică genunchii în paranteză, sunt foarte des întâlniți și implicit vă puteți imagina un genunchi care în loc să stea într-o zonă ca asta, stă așa. După ce am privit ușor genunchii și ne uităm că sunt, de exemplu, în var, ok, adică sunt genul varum sau genunchi ușor în paranteză, ne putem uita la poziția tălpilor, care bineînțeles că în cazul lui Ciprian este un picior scobit, mai ales piciorul drept. Uitându-mă la piciorul scobit, te întorci cu spatele, Ciprian, vă puteți imagina că în viața unui fotbalist de performanță, un picior scobit înseamnă practic o direcție destul de ciudată a osului calcaneu și implicit o apariție a tendinitei retrocalcaneene, cum este și cazul lui Ciprian, în care ceea ce trebuie să înțelegeți că este că o scurtare destul de mare la nivelul musculaturii posterioare a gambei poate crea practic o poziție greșită la nivelul osului calcanean și implicit o poziție greșită a piciorului, adică un picior scobit. Acum combinat în fotbalul de performanță, tot timpul această problemă de scurtare a musculaturii posterioare a gambei împreună cu mediul umed în care se află piciorul permanent, pentru că în fotbalul de performanță, imediat ce ai luat ghetele în picioare și ai intrat în gazon, bineînțeles zona aceasta se va umezi și implicit va crea un fenomen de frecare care, bineînțeles că participă și el la apariția acelor deformări care pot da inclusiv ruptura de tendon ahilian. Una peste alta, ce mai pot eu să verific din această poziție este mobilitatea sau ca să zic așa motilitatea musculară sau libertatea de mișcare în cazul lui, pentru că văd din start că o poziție a genunchilor ca a lui plus o scurtare destul de mare aici, îmi va crea permanent probleme de rupturi în loja posterioară, îmi va crea probleme de rupturi la nivelul gambei, îmi va crea tot timpul probleme legate de durerea de spate la nivel lombar, pentru că permanent este tras în zona aceasta de mușchi aceștia și asta, mai ales în mica copilărie, atunci când facem fotbal de performanță din copilărie, o putem preveni și implicit o putem alungi. Un alt test pe care îl putem face din această poziție este testul de mobilitate, test care de cele mai multe ori se face pe un suport ca acesta, okay? În care se face indicele deget-sol, în care o să te rog pe tine să te apleci, stop, okay? Te ridici iarăși, okay? Iar dacă vă uitați din lateral, okay, te apleci. Deci după cum vedeți, atunci când se apleacă, duce foarte mult șezutul către posterior și asta mi arată din start faptul că este o retracție foarte mare musculară în zona aceasta. Sunt sigur că ai avut probleme acolo în viața asta. Da. O să cobori. Cobori? Cobori de pe... Nu, cobori de pe... Ok. Asta. Ok? Ne punem cu spatele pe zid. Ok. Și încercăm să facem același lucru fără să mai lăsăm practic șezutul să meargă către posterior, te apleci. Și vedem că, de fapt, mobilitatea musculară la nivelul mușchilor ischio-ghiambieri este doar aceasta, pentru că de aici încoace deja s-ar duce către față, asta doar pentru că nu are libertatea să se mai ducă către posterior. Iar asta arată, de fapt, cât este de mare retracția în catena posterioară, care, bineînțeles că, în mod normal, se merge puțin mai în față, cu pașii mai, ca să-i dăm un grad de libertate șezutului și ne ducem înapoi către jos. Stop! Iar bineînțeles că dacă noi, de exemplu, ajungem până în zona aceasta, se măsoară distanța dintre deget și pământ, adică în cazul lui, de exemplu, 9 cm, în cazul vostru acasă o să vedeți că poate unii o să vă duceți mai mult în pământ sau alții mai puțin. De exemplu, în cazul meu, dacă aș măsura indicele deget-sol, este undeva la peste 30 de cm. Asta pentru că am o retracție destul de mare în zona posterioară. Okay? Un alt test pe care îl putem face și cu care puteți să preveniți întorsa de gleznă, lunge testul, în care măsurăm circa 10 cm de la un perete până la zona aceasta. Okay? Punem, de exemplu, piciorul aici și facem o diferență între picioare, fără să dezlipim călcâiele. Ne ducem în față. Okay? Perfect. Stop, că deja încep să dezlipești. Da? Văd că am 3 degete aici. Te întorci înapoi, pui piciorul, care este stângul, piciorul stâng, în aceeași poziție, haide. Oh, deci aici sunt 5 degete. Asta înseamnă că în cazul tău te poți ridica. Okay. Libertatea de mișcare între stângul și dreptul
În ceea ce este dorsiflexia, adică mișcarea asta, ok? Piciorul drept, să zic că ai un grad de libertate bun, la piciorul stâng dorsiflexia nu este completă. Probabil că o, are legătură și că sunt dreptaci. Poate să aibă legătură și asta, dar mie ce îmi spune și mai mult acest test este că la tine piciorul stâng, adică respectiv glezna stângă, este mai blocată decât dreapta. Iar asta poate să arate de cel mai multe ori o întorsă la piciorul stâng. Sunt la piciorul stâng. Da, poate. Sunt patru întorse. Vă dau cuvântul de onoare că nu l-am întrebat și n-am vorbit cu el, poate să confirme. Ok, deci tot timpul când gradul de mișcare la nivelul gleznei este diferit la o gleznă față de cealaltă, asta de exemplu este flexia plantară, asta este dorsiflexia plantară. De exemplu, dorsiflexia pe piciorul drept este bună, dorsiflexia la nivelul piciorului stâng este puțin în urmă. Tot timpul, în timpul alergării, în faza aeriană, adică atunci când sunt în aer, dacă dorsiflexia nu este bună, contactul meu pe sol, în loc să fie unul ca acesta, va fi unul în care practic rămân în ușoară flexie. Bineînțeles că partea interioară este mai puternică, iar atunci când atac pământul, piciorul se aduce în poziția asta și implicit apare întorsa recidivantă. Este încă un lucru pe care un antrenor, încă din mica copilărie a sportivilor, poate să-l prevină. Doar verificând un grad de mobilitate la nivelul gleznei. Numai printr-un simplu test în care îi pui pe toți la perete să verifici dacă au o gleznă blocată, poți preveni pentru copilul respectiv o întorsă recidivantă sau o întorsă de gleznă. Sunt foarte des întâlnite cazurile în care face întorsă de gleznă, face fizioterapie, face recuperare, intră pe teren, face iarăși întorsă de gleznă. Țineți minte că întorsa de gleznă este practic un defect în primul rând postural. Și în al doilea rând de control la nivelul gleznei și în al treilea rând un defect de mobilitate la nivelul articulației gleznei. Ceea ce trebuie să înțelegeți ca și concluzie generală este că, bineînțeles, consultul la medicul de specialitate este cel mai important, dar trebuie să nu uitați că fotbalul în sine, mai ales fotbalul de performanță, are o sumedenie de avantaje și foarte puține dezavantaje. Toate dezavantajele sportului de performanță, și aici vorbim de fotbal, le putem preveni. Okay. În fotbalul de performanță, cea mai des întâlnită patologie sau, ca să zic așa, problemă este ruptura musculară. Rupturile musculare la bază au exact poziția corpului tău. Adică, unii copii sunt așa, alții copii sunt așa. Unii sunt cu hiperlordoză lombară. De exemplu, dacă aleargă în hiperlordoză lombară, are o scurtare foarte mare în zona aceasta. Da, are o scurtare foarte mare în zona iliopsoasului și implicit va avea rupturi, dureri în zona aceasta a aductorilor, a iliopsoasului, a abdomenului. Ok? Și bineînțeles, sindrome de impact la spate. Alții au retracturi în zona posterioară și aleargă în poziția în care aleargă, sunt cu bazinul către față. Da. Și atunci, bineînțeles, că vor avea o predispoziție către rupturi posterioare. Okay. La fel, pubalgia este o patologie de supraîncărcare. O patologie de supraîncărcare combinată cu o deficiență posturală. Fascita tibială sau periostita, cum îi zic ei, este o durere de supraîncărcare la nivelul tibiei, pe care o putem preveni. Absolut toate aceste patologii le putem preveni dacă suntem puțin atenți și dacă încercăm să implementăm programe de stretching, programe de propriocepție, programe de exerciții excentrice în viața copiilor care practică fotbal de performanță. Okay.